Hristos în mijlocul nostru. Iată una din întâlnirile pe care Sfânta Evanghelie ne-o relatează. Întâlnire dintre Domnul Hristos și un învățător de lege. Știm că în Vechiul Testament și mai apoi în timpul activității mesianice existau mai multe tipuri de oameni care se apropiau de Dumnezeu, care încercau să înțeleagă legea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Unii încercau să o împlinească, unii chiar și reușeau. Iată că avem pe cei care învățau legea poporului, cei care ajungeau la templu, aveau nevoie de îndrumători, pentru că legea lăsată de Dumnezeu lui Moise nu era foarte ușoară de înțeles. Avea foarte multe rânduieli și foarte multe prescripții și poporul, pentru a nu cădea în greșeală sau în necurăție, mergea și se sfătuia, întreba pe acești învățători de lege ce să facă în anumite momente ale vieții lor. Aceștia erau cei care explicau pe înțelesul tuturor legea primită de la Moise. Lege pe care și noi, atunci când citim paginile Sfintei Scripturi, o găsim deja în cele 10 porunci în Cartea Ieșirii, dar mai apoi atât de bine explicată în Cartea Levitic și în Cartea Numerii și în Cartea Deuteronom, în cărțile lui Moise. Iată că pe lângă acești învățători de lege, mai erau și farisei, mai erau și saducei, mai erau și irodieni, fiecare cu specificul lor. Și iată cum acest tânăr învățător de lege vine în fața Domnului Iisus și îl întreabă care dintre porunci este mai mare. Adică cel care învăța poporul despre legile lui Dumnezeu lăsate de Dumnezeu lui Moise, vine să-l întrebe pe legiuitor, adică cel care a făcut legea, pe stăpânul cerului și a pământului, care este cea mai mare poruncă. Și iată cât de frumos îi răspunde Domnul Iisus. Nu repetă cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a spus cu glas tare pe muntele Sinai lui Moise, pe care mai apoi Moise le-a scris pe tablele legii, ci îi spune două porunci esențiale. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, iar apoi adaugă și pe cealaltă. Să iubești pe aproapele tău ca pe sine, ca pe tine însuți. Iată, în două fraze se rezumă întreaga lege pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor. Dacă în Vechiul Testament era această lege dură a talionului, care spunea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, iată că acum Iisus învață pe lângă vechea lege, învață o nouă lege, dă o nouă poruncă, îndeamnă poporul la iubire. S-a citit astăzi din a doua epistolă către Corinteni aceste pasaje atât de înălțătoare pentru fiecare dintre noi și mai apoi în capitolul 13 este imnul despre dragoste pe care Dumnezeu ni-l dă fiecăruia dintre noi prin gura Sfântului Apostol Pavel. Iată deci cum
Iisus ne învață, încă în convorbirea cu învățătorii de lege, ce este iubirea, ce este dragostea. Dar ne arată mai apoi și peste 3 săptămâni ne vom întâlni cu această Evanghelie a vameșului și a fariseului, alt tip de oameni care erau și care căutau împărăția lui Dumnezeu. Unul a mers să se roage, celălalt doar s-a urcat la templu. Cel care s-a urcat la templu se lăuda cu faptele lui cele bune și nu s-a oprit aici, ci a început să-l judece și pe cel care știa el, fariseul, că vameșul e un om păcătos. Pe de cealaltă parte, vameșul, un om păcătos, un om cu multe greșeli, un om cu multe păcate, cu multe nedreptăți, a urcat să se roage cu multă smerenie, dar și cu multă îndrăsneală în același timp. Nici ochii nu și ridica la cer și striga: Dumnezeule, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Deci iată extremitățile la care noi oamenii câteodată suntem tentați să ajungem. Sau să fim ca vameșii, sau să fim ca fariseii, sau să fim ca saducheii, sau să fim ca învățătorii de lege, adică să căutăm doar înțelegerea intelectuală a Sfintei Scripturi și să nu o practicăm, să nu punem ceea ce am învățat, să nu punem în practică, adică să nu coborâm cuvântul lui Dumnezeu din mintea noastră pe care l-am citit cândva, să nu-l coborâm în inimă. Și atunci rămânem ca acest învățător de lege. Ați văzut și ați auzit că la această discuție erau și cei de la templu care au venit și ei să-L ispitească pe Domnul Iisus, întrebându-L despre David, cel care era cinstit și cel care era iubit de popor. Dar le răspunde: cum David, cel care a fost rege, cel care a fost înainte de Iisus, cum îl numește pe Iisus Domnul meu? Adică cum cel mai vechi numește pe cel de după Domnul meu? Tocmai aici este taina, pentru că Iisus Hristos nu este după David, ci Iisus Hristos este născut din veci din Tatăl. El a fost prezent la crearea lumii. Deci David, cum ne spune și Sfânta Evanghelie, insuflat de Duhul Sfânt, a spus această afirmație, această prorocie. Iar poporul și învățătorii de lege și farisei și saducheii nu înțelegeau această lege, nu înțelegeau acest cuvânt. Cum David, el, a spus despre Iisus că este Domnul Domnului meu. Iată deci, iubiți credincioși, cât de tainică este legătura aceasta între om și Dumnezeu, între cei care caută legea și cei care o împlinesc pe ea. Revenind la Evanghelia Duminicii de astăzi, ar trebui fiecare dintre noi să ne punem următoarea întrebare: cât de mult suntem noi capabili să iubim? Cât de mult suntem noi capabili să iubim pe cel de lângă noi? Și începem cu cei mai în vârstă, cu bunicii noștri, cei care au 70 de ani, care au trăit o viață pentru a ne crește, pentru a ne educa, pentru a ne așeza la casa noastră. Acesta este un semn al dragostei, al jertfelniciei pe care ei au făcut-o pentru noi. Mai apoi, rămânând ei la casa lor și copiii plecați în lumea întreagă, ei continuă să ne iubească cu aceeași dragoste, dar în același timp cu mult dor de copii, de nepoți, de familie. Ajungând la cei care au 50 de ani, 60 de ani, cei care
unii chiar sunt în Occident la muncă, cum își manifestă și cum ne manifestăm noi iubirea, dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Bineînțeles, mergând la biserică, bineînțeles, rugându-ne, nu poate spune cineva că se roagă acasă atât de frumos, spunea și Preasfințitul Nectarie, că nu există ca cineva să spună că mai bine se roagă acasă decât la biserică. De semnul dragostei și față de familia noastră, dar și față de Dumnezeu, semnul iubirii noastre și al cinstirii noastre și al adorării noastre față de Dumnezeu este prezența la rugăciune în biserică, este prezența la Sfintele Liturghii. A iubi pe Dumnezeu nu este doar cu cuvântul, ci a iubi pe Dumnezeu este și cu fapta. Iar prima faptă, semn de iubire față de Dumnezeu, este intrarea în biserică permanent, cu o rânduială permanentă. Nu din când în când, ci în mod permanent. Ziua de rugăciune, ziua de duminică, ziua învierii este semnul suprem al iubirii lui Dumnezeu față de om, înviind din morți, ne învie și pe noi, pe fiecare, după ce și-a dat trupul ca jertfă și preț de răscumpărare pentru noi toți, semnul suprem al iubirii. Cum atunci noi să nu-L iubim? Cei care știm, care am învățat, care am auzit, care am văzut, care am simțit, care am gustat din trupul și sângele Lui, cum să nu-L iubim? Cum să nu fim prezenți în biserică? Cum să nu ne creștem copiii cu frică de Dumnezeu? Revenim apoi la cei care au 30-40 de ani, cei care învață să iubească, cei care, asemenea copiilor de 5 ani, învață cum să se cinstească unii pe alții, soțul să-și iubească soția, soția să-și iubească soțul, părinții să-și iubească copiii și așa mai departe. Cum putem noi spune că iubim pe cel de lângă noi? Cum putem noi arăta și să spunem că îl iubim pe Dumnezeu pe care nu l-am văzut niciodată, iar pe soția mea sau pe soțul meu sau pe cei din apropiere, frați sau părinți, nu-i iubim, nu-i cinstim, nu-i respectăm, nu le vorbim frumos, nu le dăm cinstea cuvenită? Revenind la cei care ajung la 20 de ani, 17 ani, 16 ani, aceștia se uită la părinții lor, cum ei se iubesc, cum ei se cinstesc, cum ei se respectă și de acolo învață ce este iubirea, care este simțul răspunderii față de acest cuvânt nobil, care este iubirea. Atât de frumos spune Sfântul Apostol Pavel, de a-și grăi în limbile îngerilor și a oamenilor, iar dragoste nu am, făcut-o-mi am aramă sunătoare și chimval răsunător. În capitolul 13 din a doua epistolă ne spune atât de frumos, în capitolul 13, versetele 10 și 11, vă scriu acestea, fraților, nefiind de față, ca atunci când voi fi de față, să nu lucrez cu voi cu asprime, după puterea pe care mi-a dat-o Domnul spre zidire, iar nu spre dărâmare. Fraților, deci, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Iar în întâia epistolă către Corinteni, în capitolul 13, ne vorbește despre imnul închinat dragostei. Fiecare dintre noi să fim călăuziți în viața aceasta pământească de dragoste, de iubire, de respect, de cinste.
Nu putem spune și nu puteți veni la biserică să spuneți că vă iubiți familia, că vă iubiți copiii, că vă iubiți soția sau părinții, dacă le-ați vorbit urât, dacă nu i-ați respectat, dacă nu i-ați ajutat, dacă nu i-ați sprijinit. Cum putem noi spune că iubim pe cel de lângă noi pe care îl vedem, dacă noi îi vorbim urât, dacă noi nu-i dăm cinstea cuvenită? Ajungem la copilași, cei care au 5 ani, 10 ani, 12 ani, cei care învață să meargă în lumea aceasta pe care școala încearcă să ne fure în fiecare zi, să țineți minte lucrul acesta. Și atunci, noi ce datorie avem față de copiii noștri? Să le arătăm dragoste, să le arătăm iertare, să le arătăm înțelegere, să le arătăm că a iubi înseamnă mai mult decât orice jertfa permanentă pe care o mamă și un tată îl arată mergând la muncă, trezindu-se de vreme, culcându-se târziu, dar niciodată abandonând proprii copii în mâna școlii și a lumii care ne înconjoară. Iubiți credincioși, vorbind despre dragoste, vorbim despre Dumnezeu. Așa de frumos ne învață Sfânta Scriptură că Dumnezeu este iubire și Cel ce a cunoscut iubirea l-a cunoscut pe Dumnezeu. Adică învățătorul de lege căuta și el să înțeleagă lucrurile mai în aprofunzime, dar Iisus îi arată că a ajunge în profunzime nu este un lucru ușor, dar nu este un lucru foarte greu, ci trebuie să ierți. Vă spuneam de atâtea ori despre această carte a părintelui Virgil Gheorghiu, tatăl meu, preotul care s-a suit la cer. El, copil fiind, nu știa cum este să iubești pe vrăjmaș. Și într-o zi, tatălui a fost atacat de hoți și a fost rănit și s-au speriat cu toți cei ai casei și au plecat la bunicul ca să fie puțin în securitate, în siguranță. Și la miezul nopții a bătut cineva la ușa casei bunicului lui, părintele Virgil Gheorghiu, care a slujit aici la catedrala de la Paris. Și impresionant lucru că la ușa aceea era chiar cel care făcuse rău tatălui și familiei, și bunicul l-a poftit în casă, era ud, era speriat, era hărțuit pentru că îl căuta poliția, și l-a pus bunicul acolo să stea undeva pe prispă, să doarmă, să se odihnească. Și când l-a văzut, nepotul l-a recunoscut pe cel care intrase în casa lor, cel care făcuse atâta rău, cel care încercase să fure, să facă crimă, să omoare, să jefuiască. Și când l-a văzut cât de necăjit era, cât de speriat era, cât de obosit era, ud, înfrigurat, atunci i s-a făcut milă și a înțeles că, de fapt, aceasta este taina cea mai mare, să-L iubești pe Cel care ți-a făcut rău, să-L iubești pe Cel care te-a vrășmășit, care te-a vorbit de rău, Cel care a încercat să te ucidă în sufletul Lui. Pentru că noi spunem, mergând la spovedanie, la acest dar mare pe care Dumnezeu ni l-a dat, la taina spovedaniei, spunem: Părinte, eu nu am ucis, am făcut cu tare lucru, am făcut cu tare lucru, dar nu am ucis, n-am făcut. Și atunci eu le-aș întreba pe mame, pe femei, oare de câte ori nu am ucis pruncii, nedorindu-i să vină lume? Și mai departe mergând și vorbind cu toți cei care sunteți aici de față, atunci când rostim un cuvânt și vorbim urât și înjurăm și spunem lucruri necuvincioase față de cineva, sau rănim pe cineva în fața noastră, sau vorbind
despre cineva care nici măcar nu este prezent. Făcând aceste lucruri, ucidem în inimile noastre pe acel frate al nostru. Și atunci cât de greu este mai apoi să revenim la legătura noastră cu Dumnezeu, că Dumnezeu este iubire, Dumnezeu nu este răzbunare, Dumnezeu nu este ceartă, Dumnezeu nu este ură, Dumnezeu nu este răcoare, Dumnezeu este căldură, Dumnezeu nu este întuneric, Dumnezeu este lumină, Dumnezeu nu este ură, Dumnezeu este iubire, este iertare. El este Cel care ne ține pe fiecare dintre noi. Amintiți-vă de paginile Sfintei Scripturii care atât de frumos ne spun de câte ori vei cădea, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Acest cuvânt este un cuvânt al iubirii. Acest cuvânt nu este un cuvânt în van, un cuvânt aruncat în aer, ci este o promisiune pe care Dumnezeu o face fiecărui om. De câte ori cădem, să ne ridicăm din mocirla păcatului. Pentru că Dumnezeu, fiind iubire, arătându-ne iubire, ne dăruiește iubire. Să iertăm și noi pe cei de lângă noi, cei care ne-au greșit. Să iertăm pe cei care ne-au supărat. Intrăm, se apropie postul mare, postul Sfintelor Paști, cu pași repezi. Se apropie. Cum să intrăm noi și să intrăm la cină dacă nu avem haină de nuntă? Așa cum ați auzit săptămâna trecută, atât de frumos ne-a spus în al preasfințitul Părinte Mitropolit Iosif. Dacă nu avem haină de nuntă, cu ce fel de haină vom intra noi la casa stăpânului, la nunta stăpânului, la nunta fiului de împărat? Dacă nu avem noi iubire, dacă nu avem iertare, dacă nu avem rugăciune, dacă nu avem pace, dacă nu avem lumină, dacă nu avem înțelegere, dacă nu avem iertare, cu ce fel de haină vom intra noi la nuntă? Nu este vorba despre hainele noastre pământești. Pentru că amintiți-vă dumneavoastră cum este pus omul în mormânt, gol. Așa cum a ieșit din pântecele mamei, așa este pus în mormânt, pentru că pământul a cerut pământ. Trupul se întoarce în pământul din care a fost făcut. Doar sufletul se întoarce la Dumnezeu. Sufletul pe care noi nici măcar nu știm unde este, nici măcar nu știm ce să facem cu el, nici nu știm cum să-l îngrijim. Ce frumos ne spune pagina Sfintei Scripturi, că așa să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Vedeți cum ne iubim noi pe noi? Vedeți cât de mult avem grijă de noi, cât de mult avem grijă să arătăm bine, ne spălăm, cât de mult avem grijă să ne pieptănăm, să arătăm bine, să ne luăm hainele cele mai frumoase. Cât de mare grijă are omul față de propriul trup. Și poate nici 5% nu avem grijă de suflet. Să fim deși cu luarea minte. Ca să spunem cândva în fața lui Dumnezeu și în fața Fiului de Împărat, în fața lui Iisus Hristos, la a doua judecată, să-i spunem că am avut și noi haină de nuntă, trebuie să avem mare grijă de ceea ce facem în viața de zi cu zi. Nu lăsăm spunând, mă voi duce și mă voi spovedi, voi cere iertare lui Dumnezeu. Pentru că făcând lucrul acesta, pedepsiți vom fi. Ci știind că acel cuvânt e un lucru grav, greu, urât, să nu mai spunem niciodată înjurături, să nu mai facem niciodată prunc ucideri, să dorim în viața noastră viață, să nu dorim în viața noastră individualism, să nu dorim bogăție. Bogăția Dumnezeu o dăruiește fiecăruia. Cât de frumos s-a citit aseară din paginile Filocaliei, din prima Filocalie, nu bogăția era problema la unii, ci faptul că nu-și spălau sufletele și nu și le curățeau de patim. Pentru că bogăția aduce patim. Dacă bogăția nu este întrebuințată,
așa cum se cuvine. Să fim, deci, iubiți credincioși, să plecăm acasă de la Sfânta Biserică astăzi cu acest cuvânt. Așa să iubim pe semenul nostru cum noi pe noi înșine ne iubim. Aceasta să fie iubirea noastră în lumea de zi cu zi. Cum pe noi ne iertăm. De câte ori nu ne iertăm pe noi, nu? Când facem un păcat grav. Și noi ne iertăm, adică nu-i mare scandal dacă am făcut mare, că mergem și ne spovedim. Deci ne iertăm pe noi foarte ușor, pe noi înșine, greșelile noastre. Dar dacă am ști noi cât de grav este păcatul respectiv, ne-am speria. Dacă am vedea, dacă am citi, dacă am luat paginile Sfinților Părinți și canoanele rânduite de biserică, ne-am speria să vedem pentru anumite păcate, pentru anumite cuvinte, pentru ura și pentru neiertarea, ce ne cere Dumnezeu ca să facem. Dar iată că Evanghelia de astăzi ne spune frumos să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Să-L iubim pe Dumnezeu fiind prezenți, permanent, duminică de duminică, la biserică. Iar apoi, pe aproapele, ca pe tine însuți. Cum pe noi înșine ne iubim, ne iubim, ne iubim, tot așa să-L iubim și pe semenul nostru, cel care este lângă noi, pe părinții noștri, pe frații noștri. Cum să existe ură între frați? Cum să existe ceartă între copii și părinți? Cum să existe dușmănie între vecini, între cei care locuiesc pe acea stradă, cei care urcă în aceeași mașină? Cum să nu existe dragoste? Cum să nu existe iubire? Deci, să lucrăm mai mult, nu la haina trupului, ci să investim mai mult în haina sufletului, care este o haină cu care vom putea intra la nunta Fiului de Împărat. Amin.